Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, continuă seria politicienilor care, deși sunt de ani buni în administrație și au ocupat funcții înalte în stat, se minunează de beneficiile și sporurile pe care le încasează bugetarii. Am văzut că e spor și de antenă, spor de stat prea mult pe scaun, era la un moment dat. Eu cu lucrurile astea ca principiu nu sunt de acord, a spus Grindeanu, întrebat despre intenția coaliției de a elimina sporurile, precum cel de condiții vătămătoare. Odată cu venirea și trebuie să vină această nouă lege a salarizării, trebuie să se așeze pe o grilă corectă. Nu poți să stai și să ceri, de exemplu, spor de căldură dacă ești fochist. Asta este fișa postului. Sunt tot felul de sporuri, nu atât în ministere, cât și pe la companii și la instituțiile de subordine a Ministerului. Sunt un susținător al eliminării, a comentat ministrul transporturilor. Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre intenția coaliției de a plafona salariile conducerilor din instituțiile de stat în funcție de criteriile de performanță. Mi se pare o idee bună, haideți să vedem cum iese această ordonanță. Am fost la ultima ședință de coaliție care a avut loc luni. Sunt măsuri pe care o parte le-am văzut în presă că au fost puse. Coaliția din acest punct de vedere au picat de acord. A mai relatat Sorin Grindeanu, el precizând că probabil ministrul Finanțelor va veni și va detalia toate aceste măsuri, relatează România TV.net.